Și nu cred că va fi băgat în față. Prin fața mea. Dați vă rămân lateral, că cine ne face întâi asta? Nu înțeleg de ce Ministerul Externe și Biroul Electoral Central. Vă întrerup acum, nu știu dacă v-ați auzit mai devreme, oricum îl vedem în imagini pe Klaus Iohannis prezent la secția de votare din Sibiu, unde este arondat și exercită dreptul la vot. Va face cu siguranță și câteva declarații după ce va vota. A semnat acolo în lista prezenței la secția de votare. Eu tot nu pot să-mi explic de ce în 2014 acționăm ca la nivelul anilor 80, așa cum spuneam. Avem internet astăzi. Nici nu ar mai trebui să conteze distanțele fizice. Internet aveam și în 2012 și în 2009. Nu. Deci la noi nu s-a schimbat. Nu mai trebuie să fie important că ești la București, Londra sau Madrid. Indiferent de culoarea guvernului, interesul față de sistemul de vot în străinătate nu mi s-a părut a fi schimbat semnificativ. Și în țară, când au fost problemele cu discuțiile cu autobuzele și de care s-au acuzat toate partidele reciproc, nici acolo nu au fost în stare să pună la punct un sistem în care să poți verifica, domnule, pentru că știi ce se întâmplă, un sistem de ăsta, de exemplu online sau un sistem electronic care se verifică CNP-ul, salvează și o grămadă de amărâți de un eventual dosar penal. Bagă la cu CNP-ul, bă, te-ai mai votat, pardon, du-te și rezolvă, ai mai votat la secție. Asta zic, și nici tentativa se pedepsește, cred. Dar cum, dar poate să fie o greșeală, nu vorbim de tentative, că tentativa într-o problemă. Am avut-o la posibil, domnule, scuze, am uitat că am votat acum 20 de minute, mă știu, de votare. Dacă s-a din nou la vot, nu știu, depinde, dar mă rog, una peste alta, eliminai deja o grămadă de alte probleme cărora poate cad pradă postul de amărâți. Deci, nu știu, pot apărea alte probleme legate de protejarea datelor cu caracter personal. Că și aici o treacă discuție cu CNP-ul. Datele cu caracter personal circulă mai urât pe niște liste de hârtie pe masă pe care le vede oricine. Deci ar fi mai bine securizate într-un mediu electronic. Deci nu vorbesc repede de votul electronic care aduce niște probleme serioase. Putem să discutăm serios pe votul electronic, ce suspiciune există și acolo. Dar vorbim de verificat elemente de securitate pe un program care să fie gestionat de Ministerul de Interne, de Poliție, de. Deci nu chiar nu cred că în ziua de astăzi e greu de conceput un astfel cred, de uite software. Că nu am reușit. Știu că există aceste suspiciuni, că vezi, doamne, dacă am avea în România vot electronic sau votul prin corespondență într-o țară ca asta în care trăim, suspiciunile sunt normale, să avem, la noi... să avem mari probleme. Dar până la urmă, totuși... Atunci să nu mai votăm deloc, atunci nu avem nicio problemă. Da, trebuie să ne mai gândim dacă nu cumva rolul acestui stat este să asigure dreptul la vot tuturor cetățenilor, chiar și apelând la metode, să zicem, mai puțin neconvenționale, da? Cum e votul prin corespondență sau votul electronic, și în același timp să aibă grijă să facă toate eforturile pentru ca acest vot să nu fie fraudat. Adică, până la urmă, asta este treaba unei... Atâta vreme cât tranzacțiile bancare în mediul electronic sunt securizate, pentru că în momentul de față 80% dintre ordinele de plată și așa mai departe se operează pe internet. Toți antreprenorii și așa fac plățile. Acolo nu sunt probleme, sunt sume mari de bani. Suspiciunile pe care le-am putea avea se leagă de cei care organizează alegerile. Deci despre asta vorbim, că cei care organizează alegerile ar putea să facă în așa fel încât acel soft care centralizează voturile prin așa să fie măsluit, să fie fraudat. Ori pentru acest lucru există justiție, pentru acest lucru există... Asta e justiție, dar noi nu despre asta vorbim. Până la votul electronic putem măcar să verificăm identitatea votantului electronic ca să nu mai avem problema asta cu suspiciunea de vot multiplu. Să dispare suspiciunea de vot multiplu. Chiar dacă rămâne buletinul ștampilat, că vreau omul să vadă, e proba, e acolo. Dar până la chestia asta putem măcar să facem ceva de acest, nu știu, să facă o autoritate. Astăzi am votat pentru o România respectului. O România prosperității, o România puternică. Da, am și astăzi emoții, recunosc. Sper să fie o zi frumoasă pentru noi toți. Astăzi ați fost la biserică înainte? Da, astăzi am fost la biserică înainte de vot. Credeți că pot veni mai mulți la vot? Astăzi vin mai mulți la vot. Datele de prezență arată o prezență mai numeroasă decât duminica trecută. Și se vede că în diasporă este o prezență foarte mare. Am semnale deja că la foarte multe secții de votare din diasporă e foarte, foarte multă lume care abia așteaptă să voteze. Sper să nu se repete situația de duminica trecută, dar voi monitoriza cu mare atenție. Cele mai mari speranțe. Vă mulțumesc mult! A fost o zi foarte frumoasă. Sper să rămână tot așa. Până acum a fost bine. Cu emoții? Da. Haideți să vedeți.
Veți iar așteptați rezultatul la București sau la Sibiu? Nu se poate. Nu? Nu? Dacă vreți, ne oprim pentru încă o poză, să nu mai mergeți în spatele. Vă surprinde că au venit oamenii să vă aplaude? Mulțumesc mult, vă doresc o zi frumoasă. Viel Glück, Herr Präsident! Danke! Imagine în direct de la Sibiu, doamnelor și domnilor. Claus Iohannis a votat, a spus, a mărturisit că a avut, are emoții astăzi, este și normal. În alt ordine de idei, așteptăm în foarte scurt timp primele informații de la biroul electoral.